Salutare barosanilor! Pro Eugen sunt, să știe. Nu ne-am mai auzit de foarte, foarte mult timp, bineînțeles, aici pe canalul meu de YouTube, pe Pro Eugen. Astăzi am de gând, prieteni, să vă împărtășesc un pic din această grădină frumoasă, unde eu sunt proprietar, bineînțeles. Haideți să vă arăt câte ceva. Acesta este un cireș foarte frumos și, bineînțeles, vreau să vă arăt și solarul. Pe astăzi s-au făcut și castraveții. Acesta este răsadul cu roșii. Bineînțeles, tataie ludă mai mereu și e ceva normal. Și după cum observați, castraveții s-au făcut. Ia, haideți să vă arăt așa. Uitați, ia uitați. Sunt foarte, foarte, arată foarte, foarte bine, prieteni. Și sunt foarte, foarte buni. Roșiile sunt micuțe încă, dar o să crească și ele foarte, foarte rapid. Și vă dați seama că în maxim 3 săptămâni o să avem și roșii. Nu mai zic de castraveți, pentru că castraveții s-au făcut doar un pic. Sunt așa mai micuți, dar sunt foarte, foarte buni. Am intrat un solar. Și după cum vedeți, prietenii, e foarte cald în solar. Mamă, dar ce cald e în solar! Dă-mă doare capul, pe cuvânt, dacă vă mint. Foarte cald. Asta să înaintez un pic mai în față, că au dat tataie cu apă pe aici. Și să vă arăt că într-o parte și cealaltă sunt castraveți. Aici, pe partea asta, sunt castraveți. După cum observați, sunt micuți rău de tot, ia uitați. Câțiva s-au făcut și sunt foarte, foarte mari. Și vă arăt și pe partea cealaltă. Acestea cred că sunt ardeiuți, ceva de genul. Ia să vedem noi aici. Poate luăm și noi unul. Ia uitați-l pe ăsta. Uitați-l pe ăsta ce mare e, vedeți? Deci ușor, ușor cresc. Cresc și se fac nita mai castraveții. Pe partea asta e și pe partea altă sunt castraveții. Iar aici avem 4 rânduri de roșii, trei rânduri de roșii. Deja floarea a crescut foarte, foarte mare. Nu. Uite ce mișto arată. Foarte, foarte mișto. În solar. Nu? Uite ce mișto. Da, eu și solarul. Totul e natural, prieteni, să știți că nu conține absolut substanțe de-astea chimice, cum udă ăștia din comerț, cu ce stropește ăștia din comerț, nu știu ce se găsește în comerț, Turcia și alte țări. Bine, și România, vă spun sincer că și alții stropește. La noi aici, în Prahova se face totul natural, prieteni. Uite ce frumos. Foarte mișto, nu? Ok, o să vă mai arăt mai departe cam ce mai avem noi prin grădină pe aici. Cam ăsta e solarul, prieteni. Castraveți roșii. Deci, unii castraveți s-au făcut pentru că sunt foarte, foarte micuți, atât. Iar roșiile încă nu s-au făcut, prieteni, mai durează încă 2-3 săptămâni și o să se facă și ele, primele roșii, bineînțeles. Și o să pun un pic pe pauză și revenim. Bun, iată că am revenit. Și acum vreau să vă mai arăt așa câte ceva de pe grădina mea de aici. Grădina mea privată, nu vă supărați.
grădina lui tataie, lui mamaie. Și a noastră, haideți să vă arăt ceapa. Sau ce e ăsta, usturoi? Ia uitați. Uitați ce mare e. Nu? Foarte mare. Și frumoasă. E foarte gustoasă asta, prieteni. Foarte, foarte gustoasă. Haideți să vedem ce-a mai plantat tataie pe aici. Are o grădină foarte, foarte mare. Aici este un măr, dar încă nu sunt făcute. Aici mere pădurețe, după cum observați, sunt foarte, foarte mici. Și acest copac, să vedeți cât de mare e, este un nuc. Un nuc foarte, foarte mare. Ce mare tătaie pe aici, în grădina privată. Aici tot un măr este. Are o grădină foarte mare tătaie, cu foarte mulți copaci, mere, pere, corcodușe, nu lipsește nimica de la tataie, nimica pe cuvânt, chiar nimica. Bun, cam asta e grădina mea privată, a lui tataie, a lui mamaie, a lui toată lumea de aici. V-am arătat așa ușor solarul, după care am trecut așa pe la usturoi, pe la ceapă, pe la merperi, încă nu s-au făcut, vă dați seama. Și ce pot să vă spun? Faceți-vă și voi un solar, că merită pe cuvânt. Solarul la țară este o necesitate pentru toată lumea. Scutiți foarte mulți bani, să nu mai faceți drumul la piață și așa mai departe. Preu Eugen am fost, vă salut pe toți, pe toate, vă respect. Și nu uitați să vă abonați în continuare pe canalul Pro Eugen. Ciao! V-am pupat!